Salutare lui toți! În drumurile noastre, căutând o altă plajă în zonă, am mai găsit una. Se numește Praia do Resende. Zic să vedem despre ce este vorba. După cum pare la prima vedere, pare că e o plajă extrem de sufocată. Praia do Resende. Noi, de fapt, am plecat să căutăm plaja de la Tiririca. Dar putem da și aici un ochi să vedem dacă e de stat sau nu. Că dacă e atât de aglomerată și comercială, aș cam zice pas. Multe terase, multă înghețată. Pot să vă spun că canuca de cocos este 5, adică 4,50 lei. Multe, foarte multe umbrele, care fiecare umbrelă corespunde la o masă și 4 scaune. Pare că este momentul de flux. Plaja, deci, este destul de micuță. Muzică, distracție, minge, stânci. Cam așa se caracterizează în câteva vorbe zona. Și foarte multă aglomerație. Într-o plajă atât de mică, foarte, foarte multă aglomerație. Și acrobați! Nu lipsesc acrobații! Foarte aglomerat! Foarte aglomerat! Încercăm să găsim ceva mai puțin aglomerat. Încercăm să ne îndreptăm spre o altă plajă. O plajă sufocată de oameni atrage după sine și mizerie pe plajă. Este una dintre puținele plaje pe care am văzut-o atât de murdară. Cum v-am spus, în alte părți nici măcar un muc de țigare nu găsești. E drept, nici aici nu pare să găsești un muc de țigare. Pare că găsești sticle, multe sticle. Pe stânci oamenii și-au băut berea, și-au băut apa, și-au lăsat în urmă ambalajele. După ce voi opri filmul, voi merge să le strâng. Chiar îmi pasă de mediu. Cam așa arată o plajă full. Iată-ne și la plaja de la Tiririca. Iată că am ajuns și aici. Dacă vi s-a părut că cealaltă plajă era mai liberă, aceasta este într-adevăr sufocată. Oamenii au ajuns să caute loc pe iarbă. E adevărat, căutând probabil și un pic de umbră. Este foarte, foarte comercial totul. Foarte multe chioșcuri, foarte multe magazinuțe, foarte multe terase și o plajă extraordinar de aglomerată. Cum de altfel vă voi arăta. Tot împrăjmuite de stânci, între două stânci, la nord și la sud, o bucățică de nisip, unde oamenii au luat cu asalt. Aici avem o pistă pentru rolleri și pentru skateri. Administratorii s-au gândit și la ei, că arată chiar bine. Aici vom coborî spre plajă propriu-zis, pe aceste trepte. Foarte multă lume, foarte multe scaune, foarte multe umbrele. Da, o plajă frumoasă, nimic de zis, dar mult prea sufocată
de turiști. Având în vedere oferta bogată de plaje pe care ne oferă Brazilia, consider că nu am de ce să stau în această aglomerație și mă voi uita spre una mai liberă. Avem și aici salvamar. Avem și aici stea care ne spune că e cam periculos să intri în apă. Valurile sunt destul de mari. Însă oamenii caută bălăceală. Caută distracția și au intrat. Ne-a cam luat apa aici. Semn că suntem în moment de flux, iar valurile sunt destul de puternice. Ce să vă spun? Bucurați-vă alături de mine. Vă voi duce și în alte locuri frumoase și vă mai las un pic să vă bucurați de zonă, să vă bucurați de loc.